Eu pot să previn intoxicația alimentară. Eu pot preveni intoxicația alimentară. 5 pași cheie pentru a preveni intoxicațiile alimentare. Păstrați curățenia. Spălați-vă pe mâini înainte de a manevra alimentele, dar și în timpul preparării lor. Spălați-vă mâinile înainte și după ce efectuați un lucru murdar sau după ce pregătiți bucatele. De asemenea, păstrați curățenia și în zona unde veți prepara bucatele. Aveți grijă de igienă personală. Protejați bucătăria și zonele de gătit împotriva insectelor, paraziților și animalelor. Separați alimentele gătite de cele crude. Pentru a nu vă intoxica, separați alimentele preparate de cele crude. Separați carnea crudă și fructele de mare de celelalte alimente. Evitați să tăieți cu aceleași ustensile diverse alimente. Depozitați alimentele în cutii pentru a evita contactul dintre alimente crude și cele preparate. Gătiți cât mai bine alimentele. Gătiți alimentele cât mai bine, în special carnea, ouăle și fructele de mare. Gătiți cât mai bine alimentele și păstrați-le la temperatura corespunzătoare. Păstrați alimentele la temperature sigure. Nu lăsați alimentele gătite la temperatura camerei mai mult de 2 ore. Nu uitați, oricât de sigur ar fi frigiderul, poate fi un adevărat focar de infecții, atunci când nu este curățat la timp sau când alimentele nu sunt depozitate cum trebuie. Folosiți surse de apă și materii prime sigure. Eu pot să previn intoxicația alimentară. 5 pași cheie pentru a preveni intoxicația alimentară. Păstrați curățenia. Separați alimentele gătite de cele crude. Gătiți cât mai bine alimentele. Păstrați alimentele la temperature sigure. Folosiți surse de apă și materii prime sigure.